Uma mordinha. Bun, revin la 11 Rapidului, a început meciul de câteva minute cu numărul 1 în poartă Deveniș, mai este cu numărul 13 capitanul echipei Lucian Goge, fundaș stânga, pe poziția de fundaș central Alexandru Dandea, care este sărbătorit zile și dorim un călduros la mulți ani, cu numărul 5 Ivița Junici, jucător nou venit de la CFR Cluj, cu numărul 3 Alexandru Florite, cu numărul 17 Alexandru Pănoiu, cu numărul 32 Amir Jorza, cu numărul 18 Octavian Ursu, cu numărul 9 Adrian Balan, cu numărul 19 Petricou. Cu numărul 19 Petricou, Rareș Ilie. Și cam asta a fost. Și ocazie, prima ocazie la acest meci, Progresul Spartac, primul șut pe poartă, în minutul 2. Harrison repune. Zunici. Mai departe, Alexandru Dandea. Alexandru Dandea învăluie Lucian Goge. Lucian Goge primește în partea stângă. Amir Jor. Aruncare de la margine pentru Progres. Jorza, mai departe pentru Marian Drăghiceanu. Minge scoasă în 16 metri și minge ajunge la portarul nostru. Harrison prinde, se uită să caute opțiuni. Acesta combină cu jucătorul nostru, cu numărul 3. Bogdan Ursu. Ivița Junici. Lucian Goge întoarce acasă până la Davidson Harrison. Alexandru Florică. Și este out de poartă în acest moment pentru echipa noastră. Ei bine, dragii mei, după cum vedeți, avem și nume noi în primul 11. Amintim de jucătorul Ivița Junici, adus de la CFR Cluj. Acesta a mai evoluat în carieră la CN Moret, Odessa, până să ajungă în România. Din câte vedeți, în primul 11 se cristalizează încet, încet. Avem și un jucător, Bogdan Ursu, jucător care a fost la Universitatea Cluj, în lotul lărgit pentru promovare. Fază de contraatac pentru Progresul Spartac. Eugen Lixandru a pătruns în care însă n-a fost o fază periculoasă. Marian Drăghiceanu și este aruncare de la margine pentru cei de la Progresul Spartac. Marian Drăghiceanu n-a ajuns încă mingea. Aruncare la margine Progresul. Jucătorii gazdă se pare că încet, dar sigur, au pătruns în jumătatea noastră de teren. Mihai Ion, Lucian Goge combină mai departe. Alexandru Dandea, Ivica Junici, mai departe. Alexandru Florică, Bogdan Ursu nu reușește și avem recuperarea echipei gazdă. Eugen Lixandru, Alexandru Stroie, întoarce până la jucătorul cu numărul 5, Danilă Parfeon, Ștefan Paciunel, pierde echipa gazdă posesia și avem contraatac pentru echipa noastră. Din nefericire, pasa n-a fost intercepționată de jucătorul cu numărul 19, dacă văd eu bine, dar are și lui, într-adevăr, și este
Falză de contratat pentru Cid la Progresul, numărul 7, pătrunde în careu. Eugen Lixandru, Eugen Lixandru, șut! Și apără Harrison, incredibil în acest moment. Foarte bună această pătrundere. Din nefericire, defensiva noastră n-a reușit să opună o rezistență în această fază. Harrison, o intervenție foarte bună. Și avem lovitură liberă. Ivița Junici repune mingea. Alexandru Dande, Junici, din nou. Harrison. Trebuie să o luăm să construim. Harrison îndeamnă la cam și să construim. Jorza. Mai departe, Ali. Amir Jorza, pentru Rare și Lie. Schimbă partea. Foarte bine, Alexandru Florică. Ștefan Pănoiu recepționează Octavian Ursu. În vârf lui Alexandru Florică. Centrare Alexandru Florică și este corner. Primul corner al Rapidului în acest meci. Se pare că se va pregăti să execute acest corner Bogdan Ursu. Da, Octavian Ursu, reamintim, a jucat la Universitatea Cluj și la Astea Târgu Mureș, un jucător cu experiență în Liga 1. Centrare Octavian Ursu și, din nefericire, jucătorii echipei gazdă resping. Contraatac de la echipa gazdă, Dițu Marius. Recuperează Rare și Lie. Alexandru Florică, mai departe, pentru Ștefan Pănoiu și este aruncare la margine pentru Progresul Spartac. După cum observați, după cum auziți, Harrison a început să învețe și limba română. Aruncare la margine pentru Progresul Spartac. Alexandru Stroie, mai departe, Eugen Lixandru. Din nou Alexandru Stroie. Combină cu Mihai Ion. Schimbă partea Mihai Ion, Junici trebuie să se replieze și într-adevăr reușim să respingem Alexandru Dandea în doi timp și aruncare la margine pentru formația giuleșeană. Echipa noastră va arunca la margine în acest moment, va repune mingea din aut. Alexandru Luca. Alexandru Luca Florică. Respinge numărul 25, Silvian Matei. Recuperăm Adrian Bălan. O altă noutate în atacul Rapidului este acest Adrian Bălan, jucător foarte experimentat, a evoluat în Liga 1 la FC Voluntari, la Hermannstadt și la Politehnica Iași. Adrian Bălan a fost dorit cu insistență de către antrenor și iată că s-a concretizat acest transfer. Adrian Bălan. Foarte bine, Amir Jorza. Amir Jorza a pierdut acest tempo, din nefericire recuperăm Marian Drăghiceanu, Lucian Goge, capitanul echipei. Și Lucian Goge este de mai bine de 3 sezoane în proiectul Rapidului, după cum observați, este unul dintre veteranii acestei echipe, putem să spunem, în acest moment. Fost component al Unirii Urziceni în sezonul 2009-2010, Lucian Goge a luat și titlul de campion cu Unirea Urziceni. Amir Jorza, Ivița Junici, un fundaș central masiv, după cum observați, este foarte înalt. Amir Jorza. Lucian Goge. Alexandru Dandea. Amir Jorza, din nou mingea ajunge la Alexandru Luca Florică. Foarte bine, Ștefan Pănoiu. Ștefan Pănoiu, foarte bine, ține mingea în jos. În joc, mă scuzați. Mingea ajunge la portarul gazdă. Degajare, Alexandru Dandea. Lovitură cu capul, Ștefan Pănoiu. Foarte bună această fază de contraatac a noștri, însă din nefericire nu s-a soldat cu marcarea golului. Ivița Junici provoacă fault. Jucătorul cu numărul 14, Eduard Radu, a fost faultat la mijlocul terenului. Se pare că și numărul 25, Silvian Matei. Terenul este unul sintetic, este evident, după cum se poate observa în cadru. Un meci de încălzire pentru ambele formații. Evident, pentru noi contează foarte mult, pentru că Rapidul se bate la promovare pentru Liga 1, pentru ei, de altfel, Progresul Spartac, fiind o echipă angrenată în competiția Liga 3 și, din câte știu, s-ar putea să și promoveze în Liga 2 anul următor. Lucian Goge, o mică greșeală, o mică nesincronizare în apărarea noastră, Mihai Sandu, Mihai Sandu, însă mingea a fost respinsă, foarte bine, Adrian Bălan, foarte bine. Rare și Lie, din nou Adrian Bălan. Foarte bine, Octavian Ursu. Primește jucătorul de la Rapid, Adrian Octavian Ursu. Foarte bine, Lucian trebuie să bage acolo un semi-tackling ca să nu-i lase pe adversar să pătrundă în careul nostru. Și este aruncare de la margine pentru Rapid.
se pregătește să execute Lucian Goge. Lucian Petru Goge, pentru suporteri, Petre Goge. Lucian Goge întârzi un pic repunerea acestei mingi, fătură cu capul. Foarte bine, Paciunel. Nu a fost fault, nu. Într-adevăr, se schimbă partea foarte bine. Alexandru Florică. Îi ajunge la Octavian Ursu. Octavian Ursu încearcă un dribling. Învăluie foarte bine Ștefan Pănoiu. Ivița Junici. După cum vedeți, Lucian Goge este liber în partea dreaptă a poziției noastre de atac. Ștefan Pănoiu. Ivița Junici. Foarte bine, Ștefan Florică, Alexandru Florică, Ștefan Pănoiu. Ștefan Pănoiu, foarte bine, minge primită de Lucian Goge, în preajma careului aproape. Trebuie să forțăm pătrunderea, sunt goluri în apărarea celor de la Progres, noi trebuie să speculăm, se pare că suntem prinși pe situație de contraatac. Ivița Junici se vede că este un fundaș cu experiență și acesta blochează atacul echipei gazdă. Lucian Goge primind de la Ștefan Pănoiu, Marian Drăghiceanu. Marian Drăghiceanu, Poricli și Messi din Giuleș. Foarte talentat acest Marian Drăghiceanu. A promovat cu Dunărea Călăraș, a fost dorit de antrenorul Dan Alexa. Acesta a venit la Rapid la îndemnul lui, practic, un număr 10 veritabil, un mingicar. Care face spectacol de fiecare dată când are balonul la picior. Marian Drăghiceanu se pregătește să execute cornerul. Centrarea lui Marian Drăghiceanu. Și foarte bine a fost pe traiectorie portarul gazdă, Ivița Junici, din nefericire pentru noi, nu a fost sincronizat cu mingea trimisă de Marian Drăghiceanu, reținea Andrei Voican, chiar fostul portar al Rapidului a cochetat cu prima echipă, Andrei Voican. Vlad Alexandrescu, degajează portarul celor la Progresul, Andrei Voican. Lucian Goge a încercat o degajare. Lovitură cu capul, Ștefan Pănoiu, Amir Jorza. Și se pare că este joc periculos, da, într-adevăr. Arbitra de centru dictează lovitură liberă pentru Rapid. Amir Jorza se pregătește să execute lovitura liberă. Alexandru Dandea, Ivița Junici, Harrison. Din nou Alexandru Dandea. De precizat, Alexandru Dandea, sărbătoritul zilei, a luat un titlu de campion cu Astra Giurgiu. Un jucător foarte experimentat, din nou, cu meciuri foarte multe la nivelul Ligii 1 și în cupele europene. Putem să spunem că avem doi jucători, de fapt doi fundași centrali, mai precis. Foarte mare experiență, Ivița Junici, jucător venit de la CFR Cluj, și Alexandru Dandea. Fază de contraatac, revin la idee imediat, fază de contraatac pentru Progres, un soldat cu nimic important în momentul de față. Centrarea lui Alexandru Stroie, însă opune rezistență jucătorul nostru, Alexandru Florică. Foarte bine, aruncare de la margine pentru Progresul. Foarte bine, Alexandru Stroie. Mai departe pentru Eugen Alexandru, capitanul echipei. Centrare în 16 metri, însă jucătorii noștri nu au niciun fel de probleme când a respinge această minge. Foarte bune, pune piciorul Bogdan Ursu acolo, nefiind fault, evident. Da, nu știu, foarte bine se prestează. Și avem aruncare de la margine pentru echipa gazdă. Minge repusă în joc de numărul 44, Alexandru Stroie. Nu, se pare că este aruncare la margine pentru noi. Alexandru Florică, foarte bine. Sau nu, se pare că a fost minge pus în acest moment. Joc foarte ofensiv presat de cele două formații în aceste prime 10 minute. Câte s-a spus chiar primul sfert de oră, ne îndreptăm încet, dar sigur spre primul sfert de oră. 0-0, reamintesc că Progresul Spartac, Rapid București, ocazii de ambele părți. Au început foarte bine echipa gazdă, au pornit în atac, montați practic, fiind doar un meci amical, vor și ei să impresioneze, mi se pare absolut normal până la urmă. Echipa noastră dragă Rapid, cu așezare 4-3-3 de precizat, cu 3 atacanți,
După cum vedeți, acum avem Adrian Balan, Adrian Central, Rare și Ilie pe bandă alături de Marian Drăghiceanu. Repune Lucian Gorgi, Ștefan Pănu. Foarte bine, schimbă partea. Alexandru Floric. Marian Drăghiceanu, nu. Marian Drăghiceanu schimbă partea și joacă cu colegul său, Rare și Ilie. Foarte bine, minge scoasă la Ștefan Pănoi, însă din nefericire am ieșit să ne interpunem. Și fază de contraatac pentru Progresul Spartac. Primește capitanul echipei Eugen Alexandru de la Silvian Matei. Pătrunde în careu și nimic, da, foarte bine. Arbitra consideră că nu este fault, nu este lovitură de la 11 metri. Alexandru Dan de-a solicită, nu, Ivița Juniș, mă scuzați, solicită un cartonaș galben pentru simulare. Însă când vine vorba de un meci amical, nu se pune problema de simulări sau de cartonașe galbene acordate pe motiv de simulare. Repunere de la margine pentru cei de la Progresul Spartac, Alexandru Stroie. Alexandru Stroie respinge foarte bine Ivica Junici. Minge ajunge la Adrian Bălan, da, Adrian Bălan în posesia mingii. Încercăm să declanșăm contraatacul, foarte bine. Opune rezistență fundașul dreapta al celor de la Progresul, din nefericire. Danila Parțeon. Avem și un mic clinci acolo, iată, între Parțeon, cartonaș galben acordat jucătorului nostru. Din nefericire, Adrian Bălan, vrând să protejeze mingea, s-a ales și cu un cartonaș galben. Lucian Goge repune de la margine. Foarte bine, Rare și Ilie vine la primire, din nou Lucian Goge. Și este aruncare la margine pentru Progresul. Nu, Octavian Ursu a fost, Bogdan Ursu, mă scuzați, a fost cel care a intercepționat pasa lui Lucian Goge. Fault, într-adevăr, un ghiont aplicat jucătorului nostru, cei doi jucători își dau mâna prietenesc. Alexandru Dandea, Alexandru Florică. Foarte bine, Marian Drăghiceanu vine la primire. Marian Drăghiceanu, Alexandru Florică, mai departe Ștefan Pănoiu, Alexandru Dandea, pus în dificultate puțin de adversar. După cum vedeți, echipa gazdă stă foarte sus în aceste momente. Rapidul reușește să închege foarte multe pase, după cum observați, iar ei pătrund în suprafața noastră. Avem o ținere de scou, Ștefan Pănoiu nu a solicitat faul în acest moment. Aruncare de la margine pentru cei de la Progresul, execută Alexandru Stroie. Alexandru Stroie vine la primire capitanul, Eugen Alexandru, Marian Drăghiceanu, recuperăm foarte bine. Marian Drăghiceanu, curare și e foarte bine, Marian Drăghiceanu. Și avem aruncare la margine, o fază foarte frumoasă, într-adevăr, deci după câte vedeți, dragii mei, practic s-a legat jocul echipei noastre. Este fantastic cum s-au stabilit relațiile de joc. Junici s-a adaptat foarte rapid stilului de joc al Rapidului. Un jucător foarte, foarte bun, în care eu am încredere, un fundaș central foarte bun, la fel de valoros ca și Alexandru Dandea, campion cu Astra, revin la acest aspect. Repunere de margine, Marian Drăghiceanu. La 1. Foarte bine, Marian Drăghiceanu, pătrunde, însă din nefericire n-a reușit să-și tragă Ivița Junici. Mai departe, Alexandru Florică, neavând susținere, trimite în aur, timp voluntar. Alexandru Stroie, din nou repune mingea, a pus în joc. Mai departe, Vlad Alexandrescu, portarul, gazdă, Andrei Voican. Și poziția afară din joc, sau? Faul? Da, nu, faul, iată, Ivița Junici. A faultat. Offside sau faul? S-a spus că nu înțeleg nicio. Ivici ajunge și reproșează arbitrii că a fost offside și se pare că a fost offside, într-adevăr. O fază un pic mai controversată, Alexandru Florică. Ivici ajunge. Foarte bine. Harrison. Harrison primește. Acesta degajează. Lucian Goge este la primire. Foarte bine. Amir Jorza. Din nefericire pentru noi, se pare că adversarul începe încet, dar sigur, să intre în pătrunderea în careul de 16 metri. Rare și Lie încearcă să-l deposedeze pe adversar. Foarte bine, construim. Din nou, trecem de jumătatea terenului și este fault. Ar trebui un cartonaș galben, în mod normal, ținere și tragere de tricou. Acum vedem ce consideră arbitra noastră.
Nu, nu s-a acordat cartonaș galben, repune mingea foarte repede, Alexandru Dandea, Ivița Junici, în volea Alexandru Florică, Arian Drăghiceanu vine la primire, Alexandru Dandea. Se joacă foarte mult pe benz, după cum observați, Rapidul joacă foarte mult pe benz, având în vedere că Lucian Goge, fiind mijlocaș de proveniență, improvizat fiind fundaș stânga în acest meci. Mingea ajunge la echipa gazdă, numărul 9, Mihai Ion, Rare și Ilie, foarte bine, Ștefan Pănoiu, Alexandru Floric. Mingea este cerută de Alexandru Dandea, da, Dandea, Lucian Goge, cere mingea de la Amir Jorza. Trebuie să deschidem apărarea adversă, ei stau foarte bine în teren, după cum observați, deci ei știu să se regrupeze, Ivița Juniști, trebuie să ridice un pic privirea să-l vadă pe Alexandru Florică, jucătorul nostru, care învăluie banda. Florică schimbă partea de joc, a încercat cel puțin. Foarte bine primește Marian Drăghiceanu, Marian Drăghiceanu intră în careu. Marian Drăghiceanu și este lovitură liberă, bineînțeles, faul, faul clar, evident. Lovitură liberă pentru Rapid. Să vedem cine se pregătește să execute această lovitură liberă. Deci avem și nume noi în echipa Rapidului. Reamintesc, Ivița Junici, venit de la CFR, a mai jucat în carieră la Cernomoreț Odessa, un jucător cu foarte mare experiență, după cum puteți observa, Adrian Bălan, care a fost la FC Voluntari și Politehnica Iași, Alexandru Ioniță de la FC Köln și Ael Limassol, practic copilul Giuleșului Alexandru Ioniță. Momentan nu-l avem în teren. Vom vedea pe parcursul cei de-a doua reprize dacă el este sau nu este. În lovitură liberă executată foarte bine, foarte bine. Portarul Voican respinge în doi timpi. Foarte bine executată această lovitură liberă de către Bogdan Ursu. Zidul, putem să zicem că a fost chiar inexistent pentru el. A tras chiar direct pe spațiul porții. Ștefan Pănoiu. Mai departe Harrison. Mai departe Alexandru Dandea. Alexandru Dandea cere Lucian Goge, Amir Jorza își creează un culoar, Ștefan Pănoiu. Întoarce Alexandru Dandea la portarul Harrison. Foarte bine a degajat acest portar. De Harrison putem să spunem că a venit de la FC Hermannstadt. Tot un jucător cu experiență. Canadianul Harrison. Lucian Goge. Învăluie în partea cealaltă, Rare și Lie, dacă am impresia și dacă văd eu bine până acolo. Contraatac pentru cei de la Progresul, primește capitanul în acest moment, Eugen Alexandru. Învăluie Alexandru Stroie, Eugen Alexandru și lovitură de colț pentru Progresul acordată de Alexandru Florică. Alexandru Dandea și Ivița Junici cer foarte mulți jucători în preajma careului de 16 metri. Avem om la bară, Alexandru Florică. Lucian Goge la a doua bară. Se pregătește executarea loviturii de colț. O minge aruncată pur și simplu la întâmplare, părerea mea, de către jucătorul lor. Rare și Lie, recuperăm, fault, corect. I s-a dat practic peste picioare. Rare și Lie în momentul când a vrut să paseze către coechipier. Lovitură liberă executată de Lucian Goge. Repunem mingea în joc prin Lucian Goge. Lucian Goge, Amir Jorza, din nou Lucian Goge. Lucian Goge, foarte bine, Ivița Junici. Iată, foarte bună pasa lui Ivița Junici, însă a plecat mai devreme decât s-a așteptat Adrian Bălan și nu a intercepționat pas. În acest moment avem aruncare de la margine. Eugen Alexandru, capitanul formației gazdă, nu a primit mingea. Florică, Ștefan Pănoiu, Ivița Junici, din nou Alexandru Dandea. Practic o luăm de la zero, noi trebuie să ne facem joc în acest meci. Octavian Ursu, foarte bine învăluie Lucian Goge, însă n-a apucat să primească pasa de la Octavian Ursu. Amir Jorza repune mingea din tușă sau nu? Nu, iată, Lucian Goge repune mingea. Lucian Goge, mai departe, Adrian Bălan. Foarte bine acolo, Rare și Lie, Ștefan Pănoiu și este Hens, într-adevăr, da, da.
este hands, după cum puteți observa, Alexandru Stroie a făcut hands, lovitură liberă pentru Rapidos, situație foarte periculoasă de altfel. Noi avem jucători care pot face diferența, avem jucători talentați care pot executa lovituri libere din preajma careului foarte bine. Între ei amintem de Lucian Goge, Marian Drăghiceanu, la fluierul arbitrului, asta spune un arbitru, chiar și Octavian Ursu execută foarte bine loviturile libere. Chiar Alexandru Dandea a reușit să dea și un gol. Era în Liga 1 și a luat un avânt foarte mare și a reușit să tragă și să dea un gol din lovitură liberă. Însă lovitura liberă se pare că va fi executată, dacă văd eu bine, de Marian Drăghiceanu. Da, Marian Drăghiceanu, Poreclin și Messi din Giulești. Se pare că Zidul nu stă în poziția care trebuie. Arbitra a luat atitudine și le-a mutat imediat distanța, le-a spus, le-a precizat distanța regulamentară unde trebuie să stea Zidul. Arbitra spune foarte clar, la fluierul meu executați lovitura liberă. Se pare că Alexandru Dandea are un mic conflict cu un jucător de la echipa gazdă. Un conflict, da, cartonașe galbene pentru ambii jucători. Într-adevăr, Alexandru Dandea și Mihai Ion primesc cartonașe galbene. Probabil o mică altercație. Evident, fundașul central întotdeauna a trebuit să aibă câștig de cauză în fața atacantului, iar atacantul dorește pătrunderea în care, până la urmă, este perfect normal ce se întâmplă. Și lovitură liberă pentru Rapid, executată de Marian Drăghiceanu sau Amir Jordan. O fază extrem, extrem de periculoasă. În acest moment putem să zicem că e o fază foarte iminentă de gol. Șutul lui Marian Drăghiceanu reține Andrei Voican. Bună lovitura liberă executată de Marian Drăghiceanu, însă din fericire n-a făcut un șut extraordinar de tare încât să prindă spațiul porții, să reușim să și deschidem scorul. Alexandru Dandea încearcă să protejeze, da, foarte bine. Harrison, foarte bine. Alexandru Florică. Alexandru Florică. Iată, Marian Drăghiceanu pleacă în bandă. Marian Drăghiceanu, foarte bine. Marian Drăghiceanu încearcă pătrundere și este aruncare la margine pentru Rapid. Vlad Alexandrescu a opus rezistență. Foarte bine, Marian Drăghiceanu, uitați. Deci, iată, este 1-0 pentru Rapid. Însă este offside, din nefericire, dar offside. Adrian Balan, am reușit să deschide scorul, dar din nefericire a fost poziția afară din joc. Adrian Balan reușește să înscrie. Îi pune mingea echipă gazdă. Alexandru Stroie. Mai departe, Vlad Alexandrescu. Danilă Parfeon. Danilă Parfeon. Mai departe, Mihai Sandu. Ștefan Paciunel. Întoarce acasă până la portarul Andrei Voican. Mai departe, Silvian Matei. Danilă Parfeon. Danilă Parfeon are un nume foarte amuzant din punctul meu de vedere. Repunere. Nu, de fapt aruncare de la margine, Lucian Goge. Aud pentru Rapid, Lucian Goge. Foarte bine, a schimbat cu Bogdan Ursu. Mai departe, Alexandru Dandea, întoarcem acasă. Harrison trebuie să fie foarte calm și foarte bine degajează acesta. Adrian Bălan. Și mingea din efectul ajunge din nou la echipa gazdă. Alexandru Stroie. Voican. Andrei Voican. Mingea pare să fie ieșit un pic afară, dar se pare că preluarea a fost în teren, din câte observ. Așa a hotărât arbitra. Lovitură liberă pentru cei de la Progresul Spartak în acest moment. Foul la mijlocul terenului. E, din nou avem o mică altercație, iată. Se pare că Bogdan, de fapt Octavian Ursu, a luat într-un mic clinch cu jucătorul cu număr 27, Ștefan Paciunel. Se schimbă partea de joc acum, Eugen Nixandru, căpitanul echipei, Alexandru Stroie. Alexandru Stroie, se regrupează jucătorii noștri, Marian Drăghiceanu, pune rezistență foarte bine, recuperăm această minge, încercăm să plecăm pe contraatac, însă Amir Jorda a greșit pasa, nu e nicio problemă, nu mai întâmplă și avem poziția afară din joc sau faul? Nu, offside, într-adevăr. Poziția afară din joc, repune mingea, Ivița Junici. Alexandru Florică, se pare că avem poftă de joc și asta este cel mai important. Cu Rapidul, după victoria cu Odor Hayes, secuiesc. Practic avem mai mare poftă și un fault oarecum provocat de Alexandru Dandea, cartonaș galben. Alexandru Dandea, al doilea și
implicit se soldează și cu eliminarea acesteia. Din nefericire, sărbătoritul zilei primește cartonaș roșu. Alexandru Dantea de menționat că a primit cartonaș roșu în acest minut 30. 29-30. Alexandru Dantea părăsește suprafața de joc. Nu comentează, nu spune nimic jucătorul nostru. E conștient că a faultat, e conștient probabil că a faultat de cartonaș galben, implicit al doilea se soldează cu un cartonaș roșu. Deci de menționat faptul că noi în minutul 30 Rapid București joacă în 10 oameni în acest moment. Lovitură liberă pentru cei de la Progresul Spartak, executată de Eugen Lixandru. O fază periculoasă de altfel la poarta noastră. Harrison își face ordine în zid. Lucian Goge le spune să păstreze oricare distanță. Lovitură liberă executată foarte bine de jucătorul cu numărul 7, Eugen Lixandru, capitan celor la Progresul. Însă s-a soldat cu mingea peste poartă. Repune Harrison din 6 metri. Foarte bine, recuperăm mingea. Într-adevăr, Rare și Lie, Lucian Goge. Practic, în acest moment o să jucăm fără un fundaș central. Ivița Junici nevoit să acopere postul colegului său. Foarte bine Harrison recepționează această pasă de la adversar. Harrison degajează. Foarte bine degajează acest portan Harrison. După cum observați, mingile de urmărire practic sunt direct pe, sunt lansate direct spre colegi. Colegii deja au recepționat pasele, știu să joace, se încheagă jocul rapidului încet, dar sigur așteptăm cu nerăbdare începerea sezonului de iarnă din Liga a doua. Fault, într-adevăr, fault provocat de Alexandru Florică. Practic era și obligat să provoace faul, fiind o situație foarte periculoasă. Putea să soldeze chiar cu un șut sau de ce nu, chiar ferească Sfântul cu un gol în poarta noastră. E greu. Lovitură liberă pentru Progresul Spartak, executată din nou de Eugen Lixandru. Marian Drăghiceanu, un singur om în zid, iată, Marian Drăghiceanu. Execută Eugen Lixandru. Centrare foarte bună, a respins foarte bine Junici. Foarte bine. Degajăm de acolo faza periculoasă. O minge de altfel destul de periculoasă. Ștefan Pănoiu a reușit să respingă din careul nostru. Mingea ajunge la portarul gazdă, Andrei Voican. Numai Voican primește de la colegul său. Mai departe, minge de urmărire, Mihai Sandu. Și avem aruncare de la margine, jucătorul echipei gazdă cu numărul 17, Marius Dițu nu a reușit să recepționeze. 17 nu a reușit să recepționeze pas. Repune de la margine Lucian Goge. Lucian Goge. Aruncare de la margine foarte lungă, însă Adrian Balan nu a reușit să recepționeze această pasă. Pase repetate între jucătorii de la cei de la Progresul Spartak, Vlad Alexandrescu, Alexandru Stroie, însă foarte bine am reușit să strângem acolo, Ivița Junici l-a jenat pe atacantul advers Ion Mihai și obținem în 6 metri. Harrison, Ștefan Pănoiu, întoarce mingea până la Amir Jorza. Amir Jorza se pare că a început să coboare foarte mult să acopere golul lăsat de Alexandru Dandea. Alexandru Florică, mai departe, Adrian Balan. Bună prelarea lui Bălan, însă nu a fost faul, după cum consideră arbitrul acestei partide. O minge de învăluire, însă n-au reușit să paseze. Foarte bine minge ajunge la Harrison. Repunem repede Amir Jorza, Lucian Goge. Trebuie să fim un pic mai dinamici. După cum vedeți, Rapidul joacă foarte bine pe benzi, însă de multe ori reușim să construim și ne precipităm la faza de finalizare. Intrăm în careu, dar nu reușim să tragem. Probabil este și un adversar foarte incomod. După cum bine știți, Progresul Spartak ne-a scos din Cupa României după un meci foarte, foarte dificil. La un moment dat era 2-2 și 2-0 pentru noi. Însă am părăsit competiția din cauza Progresului Spartak. Este o echipă incomodă. Progresul Spartak, deși este o echipă de Liga 3, joacă bine. Reține foarte bine Harrison această centrare. Repune Harrison. Lucian Goge. Lucian Goge învăluie foarte bine, Rare și Lie.
Lucian Goge spune că nu are cu cine să combine, vine la învolvire acum, Rareșilie. Foarte bine Lucian Goge și, ia să vedem, nu este faul, Lucian trece mai departe. Foarte bine, Lucian Goge, centrare. Și minge respinsă de jucătorul de la Progresul Spartak, Silvian Matei. Minge degajată efectiv și situație de contraatac pentru cei de la Progresul Spartak. Însă Harrison reține în doi timp foarte bine. Florică a știut să se ferească de minge pentru a nu provoca o neplăcere defensivei. Florică, Ivița Junici, Amir Jorza, foarte bine, Ștefan Pănuiu, foarte bine Bogdan Ursu, Rareșilie, Ștefan Pănuiu din nou, Alexandru Florică. Alexandru Florică, foarte bun acest jucător. Luca Alexandru Florică, un jucător foarte bun, într-adevăr. Ivița Junici. Junici. Florică. Marian Drăghiceanu încearcă să se desprindă de apărătorul advers. Foarte bine Ștefan Pănoiu. Se recuperează mingea echipa oaspete. Mingea ajunge la Eugen Lixandru. Eugen Lixandru. Mai departe pasează până la numărul 25, Silvan Matei, Silvian Matei. Numărul 17, Marius Dițu. Se schimbă partea, centrare. Ștefan Pănuiu respinge foarte bine. Pacionel, mai departe, pentru Marius Dițu. Centrare în careul Rapidului. O fază destul de periculoasă. Harrison prinde. Și repune mingea. Harrison. Florică. Din nou Harrison. Harrison, din câte observi, are un joc foarte bun de picior. Însă acesta a degajat, nu s-a sincronizat cu Alexandru Florică și nici Marian Drăghiceanu nu a coborât la timp pentru a recepționa această pas. Repune la margine pentru Progresul Spartak. Alexandru Stroie. A intercepționat Mihai Ion, însă a fost faul. Marian Drăghiceanu, Alexandru Florică, mai departe, Ștefan Pănuiu, Ivița Junici, Harrison, Ivița Junici, Junici, nu are idei cu cine să combine, îl vede liber de marcat pe Octavian Ursu, Lucian Goge a încercat să învăluie acea parte, să-l ajute pe Octavian Ursu, mingea ajunge din nou în posesia echipei gazdă, numărul 7, Eugen Lixandru, capitanul echipei. Foarte bine se interpune pentru această minge și șansa de contraatac pentru Rapid, Adrian Bălan. Adrian Bălan scapă pe contraatac. Adrian Bălan! Și este 1-0 pentru Rapid în acest moment. Incredibil! Finalizare foarte bună a lui Adrian Bălan. O scăriță senzațională peste portarul Andrei Voican. Minutul, practic, 30 și... Nu! Ba da, 41 dacă văd eu bine. Nu, minutul 37, mă scuzați, minutul 37, gol reușit de Rapid, Adrian Bălan, o scăriță, o fază foarte frumoasă, purtată de echipa noastră, o pasă foarte bună dată de colegii acestei, Adrian Bălan a recepționat pasă și a trimis o scăriță de zile mari, Adrian Bălan deschide scorul în acest moment, Progresul Spartak, Rapid București, 0-1, din minutul 39, Adrian Bălan, marcatorul golului. Se repune mingea în joc. Minge recepționată în acest moment de capitanul echipei gazde, Eugen Lixandru. Minge scăpată în aruncare de la margine. Se pregătește și Alexandru Florică să recupereze și să repună mingea în joc. În acest meci amical nu avem copil de mingi. Deci, practic, jucătorii o să facă un efort suplimentar să repună mingea în joc. Foarte bine, Adrian Bălan. Foarte bine. Marian Drăghiceanu, mingicarul Giuleștiului, Marian Drăghiceanu și Amir Jorza, alături de Ale Antonio Sefer. Foarte bine recuperarea echipei oaspete. Mihai Ion, foarte bine, Octavian Ursu. Octavian Ursu îl găsește pe Marian Drăghiceanu. Bun, 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 foarte bine Marian Drăghiceanu. Este fault, este fault. Da, se pare că a fost un clinch acolo. S-au lovit reciproc cei doi jucători. Este vorba despre Marian Drăghiceanu și jucătorul echipei gazdă. Dacă văd eu bine cine este acolo. Jucătorul cu numărul 5, Danila Parfeon. Da, Danila Parfeon și Marian Drăghiceanu.
Se repune mingea în joc, numărul 25 în posesia Adrian Silvian Matei. Mai departe, Marius Dițu. Marius Dițu, Lucian Goge foarte bine se întoarce și reușește să-l deposedeze pentru început. Harrison reține acest șut. Practic Harrison face și un plonjon să capete încredere în el. Harrison repune mingea. Amir Jorza a coborât foarte, foarte mult, Amir Jorza, de când practic jucătorul nostru Alexandru Dandre a părăsit suprafața de joc și jucăm în 10 oameni. Amir Jorza coboră foarte mult. Marian Drăghiceanu foarte bine recuperează mingea. Marian Drăghiceanu a trimis o pasă foarte bună, filtrantă, pentru Adrian Bălan, însă acesta nu reușește să se interpună și din nefericire faultează, este fault în atac. Adrian Bălan involuntar și-a faultat adversarul pe Andrei Voican. Repunere din 6 metri pentru progresul Spartak. Andrei Voican repune mingea în joc, mai departe. Progresul, după cum observ eu, a lăsat gardă jos, a văzut că Rapidul este echipa mai bună. Noi ne-am impus stilul de joc, mingea ajunge la numărul 7, Eugen Alexandru. Noi și în 10 oameni de Rapidul stăm foarte bine în teren, un șut peste poarta lui Harrison, fără mari emoții. Portarul nostru era sigur că nu este pe cadrul porții și așa nu a intervenit. Numărul 25, Silvian Matei, a tras acest șut. Lucian Goge primește de la Mir Jorza. Lucian Goge foarte bine pasează. Ăsta este fault. Da, este faultat Lucian Goge. Colegul său, Octavian Ursu, nu a jucat această minge. Rareș Ilie îi pasează colegului său pentru a repune mingea în joc. Amir Jorza sau Lucian Goge? Lucian Goge. Jorza. Un adversar este căzut și se pare că se întrerupe partida pe moment. Jucătorul cu numărul 14 simte o durere la spate. Este vorba despre Eduard Radu. Arbitra consultă jucătorul dacă are nevoie de îngrijiri medicale pentru a interveni echipa medicală. Se ridică jucătorul, se pare că este în regulă. Repune Amir Jorza. Harrison. Pasă foarte bună lui Harrison. Octavian Ursu. Octavian Ursu. Lucian Goge, tras ușor de tricou. Amir Jorza și aruncat de la margine tot pentru Rapid. Lucian Goge se pregătește să execute. Suntem în minutul practic 41 în acestei meci. Avem o pasă foarte bună dată acolo de Rareș Ilie, dacă văd eu bine, dar Rareș Ilie însă n-am reușit să plecăm pe contraatac. Ștefan Pănoi obligat să facă și faul, dar a intervenit foarte bine printr-un tackling. Alexandru Florică, nu a fost faul. Ștefan Pănoi recuperează echipa gazdă. Mingea este la numărul 17, Marius Dițu. Marius Dițu a încercat să plece pe contraatac, însă Eduard Radu nu a reușit să recepționeze pasă. Și repunere la 6 metri pentru echipa noastră, executată de Harrison. Deveni și Harrison, revenim, a venit de la FC Hermannstad. Și el jucător cu experiență, fiind stranier. Junici, Florică, croatul Ivica Junici joacă foarte bine și a suplinit foarte bine lipsa colegului său Alexandru Danda din apărarea giuleșteană. Ștefan Pănoiu, Amir Jorza, deci practic din câte observ eu, Amir Jorza în acest moment practic ține locul lui Alexandru Dandea. Cred că a fost repliat de către antrenorul Nicolae Grigore și un profesor Mihai Iosif să joace fundaș central până când o să, probabil o să găsim o înlocuire în repriza a doua. Fază de contraatac pentru cei de la Progresul Spartak, reține foarte sigur Harrison. Minge pasată foarte bine, Marian Drăghiceanu are un sprint de senzație. Marian Drăghiceanu pătrunde în careul advers. Marian Drăghiceanu ajunge jumătate adversă. Marian Drăghiceanu foarte bine. Octavian Ursu. Octavian Ursu trebuie să schimbe partea. Rareș Ilie foarte bine. Minge ajunge la Alexandru Florică. Rareș Ilie. Rareș Ilie. Iată, Juniș cere la primire. Însă Jorza a primit. Amir Jorza. Lucian Goge. Schimbă foarte ușor partea de joc, după cum observați, de pe stânga pe dreapta și de pe dreapta pe stânga. Lucian Goge a pasat foarte bine, Octavian Ursu însă n-a reușit să intercepționeze pasa Adrian Bălan. Lucian Goge, Ștefan Pănoiu.
Ștefan Pănoiu, mai departe, Ivița Junici, Rare și Liem, din nou Ivița Junici. Junici, Amir Jorzan, hai să le spune cu echipierul ăsta că adversarul începe, dar sigur să pună presii, să pună presiune. Junici, Harrison și final de prima repriză în acest moment. La pauză, Progresul Spartac, Rapid București 0-1, gol marcat de Adrian Bălan din Scăriță, minutul 37. Pauză, revenim în repriza a doua. Location.
Și am revenit în cadrul reprizei a doua, astăzi să înceapă. Echipa Rapidului a fost modificată de către antrenorii noștri Nicolae Grigore și Mihai Iosif. Așa, deci începem cu echipa gazdă, în câte văd eu s-au făcut câteva schimbări și la ei. Valentin Jipa în poartă, jucător de când numărul 33, Mihai Sandu, numărul 5, Danilă Parfeon, numărul 4, Vlad Alexandrescu, numărul 27 pe tricou, Cristian Ștefan Pacionel, numărul 25, Silvian Matei, numărul 9, Mihai Ion, numărul 15 pe tricou, Alex Cârlig, și cu numărul 44, Alexandru Stroie. Aceștia sunt 11-le celor de la Progresul Spartac pentru repriza a doua. Mici modificări în primul 11 și pentru echipa gazdă. Așadar, acum vă spun și echipa noastră, echipa Rapidului, cu numărul 90 în poartă pentru repriza a doua, capitanul echipei Virgil Andrei Drăghia, numărul 22, Mircea Leasă, numărul 2, Nastos, numărul 6, Cristian Ignat, numărul 15, Finică, numărul 21, Bogdan Barbu, numărul 8, Alexandru Lazar, numărul 7, Antonio Sefer, numărul 11, revenitul în formația giuleșteană, putem să-i spunem așa, deși noi jucăm în regie, Alexandru Ioniță, numărul 99, Emanuel Ernst și numărul 94, Cătălin Hlistei. A început repriza a doua de două minuțele, contraatac pentru echipa noastră, Emanuel Ernst. Foarte bine, Emanuel Ernst obține fault. Obține fault. Într-adevăr, repriza a doua a început cam din tun. Se pare că noi suntem montați să învingem acest meci, deși este doar o partidă amicală, noi trebuie să învingem, să avem moralul ridicat pentru început de Liga a doua. Foarte bun. Mircea Leasă, foarte bine, pasează mai departe. Rareș Lazar, Rareș Lazar, faultat de jucătorul cu numărul 9, Mihai Ion. Lovitură liberă pentru Rapid. Leasă, mai departe, pentru Nastos, foarte bine, schimbă partea, Bogdan Barbu, foarte bine, Cătălin Hlistei, schimbă partea, Ernst, din nou Hlistei, a încercat să interpună Bogdan Barbu și nu e nicio problemă, aruncare de la margine, am încercat să plecăm pe contraatac, însă jucătorii noștri au fost ușor surprinși, Hlistei nu și-a dat seama că va recepționa pasa respectivă dată de Bogdan Barbu, respectiv jucătorul nostru cu numărul 15, Finică, n-a reușit. Ernst, mai departe, degajează din nefericire jucătorul echipei gazdă, Nastos. Mircea Leasă cu efort suplimentar nu ajunge mingea și este aruncare de la margine pentru cei de la Progresul Spartac, numărul 17, Marius Dițu. Mai departe, Sandu, Mihai. Mihai Sandu repune. Mihai Sandu, Alex Cârlin din nou. Mihai Sandu, numărul 9, Mihai Ion. Ion Mihai, numărul 5, mai departe, Danilă Parfeon, Valentin Jipa, mai departe, pentru Vlad Alexandrescu, din nou, mai departe, Parfeon, Parfeon, Marius Dițu, Ionită, iată, face un pressing, Antonio Sefer, încearcă să se interpună pe spațiu mingea, Finică, Finică trebuie să ajungă această minge, minge în careul nostru, din nefericire, minge întoarsă în careul de 16 metri, însă reușim să degajăm mingea prin linia și este faul, iată, Ignat obține un faul și este lovitură liberă pentru Rapid în acest moment. De precizat faptul că noi jucăm în 10 oameni, cam de prin minutul 32, Alexandru Dandea a luat două cartonașe galbene pentru două faulturi, fiind și eliminat. Din nefericire pentru el, ziua sa de naștere este o zi tristă, în cartonaș roșu, într-un meci amical. Mai departe Ernst, foarte bine, deviază foarte bine, Hlistei încearcă să recepționeze această pasă de la coechipierul său, însă este aruncare de la margine, jucătorul cu numărul 6 pe tricou, Ricardo Cergan, a încercat să respingă această minge, foarte bine, Ernst. Ernst a faultat un atac din nefericire și avem lovitură liberă pentru Progresul Spartac. Faultat Alexandru Cârlig, dacă văd eu bine, până acolo, sau nu, nu, Silvian Matei, iată, numărul 25. Lovitură liberă pentru cei de la Progresul Spartac.
executată de jucătorul cu numărul 4, Vlad Alexandrescu. Mai departe, până la portarul Valentin Jipa. Jipa pentru Danila Parfeon. Danila Parfeon, Mihai Sandu, iese la pressing Alexandru Ionită. Ne aducem aminte de Alexandru Ionită de pe vremea în care marca circa două goluri, dacă nu chiar un hat-trick împotriva Stelei în acel Rapid Steaua 5-1 de pe Giulești. O atmosferă senzațională făcută de suporteri. Evident, Alexandru Ionită în zi mare. Este poziția afară din joc, o pasă a celor de la Progresul Sparta, când se este offside, Mihai Ion se află. Repune Virgil Drăghia, portarul Rapidului și capitanul Rapidului în această repriză secundă. Foarte bine, Nastos. Nastos, foarte bine. Aruncare de la margine pentru Rapid, dacă am foarte bine. Da, într-adevăr, am văzut foarte bine. Mircea Leasă repune mingea. Mircea Leasă iese la primire. Antonio Sefer. Ernst. Deviază pentru Alex Ioniță. Recepționează Alexandru Ioniță în acest moment și practic este tras de tricou, fault. Ar fi fault de cartonaș galben, dacă stăm bine să privim faza. Pentru că a fost tras de tricou, repune foarte bine Bogdan Barbu. Mai departe, pentru Finică, Ernst. Acest Ernst este foarte, foarte înalt. După cum observați, este un atacant foarte înalt adus de la Sporting Roșiori. Fază periculoasă în care ul celor de la Progresul Spartac. Mingea este ușor respinsă. Hlistei, nu reușim să recuperăm. Finică. Finică, mingea este recuperată de adversari. Cristian Ignat. Foarte bine. Antonitos Nastos. Nastos, din nou. Rare și Lie. Mingea ajunge la Rare și Lie, mijlocașul defensiv al nostru. Alex Ionită încearcă o pasă. Din nou ocazie senzațională pentru Antonio Sefer. Fază foarte bună, însă nu a fost faul. Mingea este repus în joc. Foarte bine, Mircea Leasă, da, respingem foarte bine. Bravo Mircea, ai reușit să respingi o situație foarte periculoasă. Ernst, Emanuel Ernst, mai departe, Antonio Sefer. Antonio Sefer, și el tot un mingicar, un jucător foarte talentat. Acest Antonio Sefer al nostru, practic, este una dintre perlele acestui club, alături de Marian Drăghiceanu și nimeni altul decât Amir Jorza. Bine, noi avem jucători, cam pe toate pozițiile avem jucători buni, însă mulți din ei s-au remarcat individual, având calități. Evident, mijlocașii și atacanții care, practic, în momentul de față, noi sperăm să ne acopere golurile și meciurile în care n-am reușit să marcăm în tur. Încercăm, de ce nu, să facem față cu brio acestei presiuni și să realizăm promovarea la final de sezon, să ne bucurăm, să ne vedem înapoi în Liga 1, că doar suntem Rapid și ne este locul în Liga 1 și acolo trebuie să rămânem indiferent ce ar fi. Virgil Drăghia, mai departe, Nastos, Mircea Leasă, foarte bine, Antonio Sefer, încearcă adversarul să facă un pressing, iată, Mihai Sandu a încercat să facă un pressing intrând în jumătatea noastră, însă avem repunere de la margine, avem tușă, practic. Leasă, foarte bine, Mircea Leasă. Alex Ioniță încearcă să facă un cular. Jucătorii adversi recuperează, Marius Dițu. Alex Ioniță iese la pressing, pune pressing pe jucătorul advers. Vlad Alexandrescu, Valentin Jipa, mai departe pentru numărul 5, Danila Parfeon. Foarte bine, numărul 33, Mihai Sandu. Situație, da, nu știu, a încercat să centreze jucătorul echipei gazdă, însă nu i-a reușit. Virgil Drăghia repune mingea din 6 metri. Foarte bine. Cristian Ignat, Alexandru Finică. Mai departe, Cătălin Hlistei. Mai departe, Antonio Sefer. Foarte bine se desprinde. Sefer. Mai departe, Bogdan Barbu. O altă noutate, putem să spunem, din lotul Rapidului este acest Bogdan Barbu, care a jucat și el la FC Voluntari, de altfel, alături de nimeni altul decât Adrian Bălan. Marcatorul singurului gol până acum, în continuare, Progresul Spartac, Rapid București, 0-1, gol marcat de Adrian Bălan dintr-o scăriță din minutul 41. Foarte bine. Se schimbă partea de joc. Alexandru Stroie încearcă Finică să-l deposedeze pe capitanul
Eugen Alexandru. Mingea ajunge în careul nostru, își creează un culoar de șut, șut și este peste poartă. Mingea se pare că între timp a fost și deviată de unul dintre apărătorii noștri, se pare că de Rara și Ilie, jucașul nostru defensiv care a respins-o în corner și este lovitură de colț pentru Progresul Spartak. Iată, după cum puteți auzi, colegii noștri din transmisie oferă un cadru și spun că trebuie să ne așezăm în apărare foarte bine, trebuie să încercăm să fim un pic mai organizați. În Liga a doua noi am luat foarte multe goluri pe greșeli de fundaș. Asta este normal, da? Fotbalul se joacă pe goluri, nu se întâmplă nimic rău. Iese Drăghia foarte bine, o pasă interceptată de Finică. Drăghia îndeamnă la calm și le spune calmați-vă, liniștiți-vă că avem 1-0. Foarte bine, Nastos. Mingea repusă de Drăghia, Nastos, mai departe, pentru Mircea Leasă, din nou, Andrei Drăghia. Andrei Virgil Drăghia, copilul Rapidului, seniorul Rapidului, crescut în sângele și în spiritul albi și miu. Nastos. Mai departe, Cristian Ignat. Ignat, s-a încercat Bogdan Barbu acolo să se interpună pe minge, din nou Ignat. Mai departe, Rareș Lazar coboară și el foarte mult, după cum priviți. Bogdan Barbu. Mai departe, Rareș Lazar coboară ușor. Ernst nu a reușit să paseze cu coechipierul său și iată, da, iată, Ernst face efort suplimentar și minge ajunge din nou în posesia noastră. Foarte bine, este de apreciat, este chiar de admirat acest Ernst. Recuperează foarte ușor mingile. Angajarea lui Bogdan Barbu pentru Cătălin Hristei. Hristei sperăm să ajungă și la minge. Cătălin Hristei. Foarte bine ajunge mingea la Cătălin Hristei, însă n-am reușit să centrăm. Jucătorul echipei oaspete a reușit să blocheze această centrare. Capitanul formației, Eugen Alexandru. Mai departe, pentru Jipa, portarul. Pentru fundașul central, numărul 27 acum, Cristian Pacionel. Mai departe, numărul 5, Danila Parfeon. Mai departe, Danila Parfeon. Hristei încearcă să interpună cu acea minge și să recupereze mingea în favoarea noastră. Ocazie foarte bună pentru cei de la Progresul Spartak, însă Antonio Sefer recuperează mingea. Foarte bine. Virgil Drăghia. Degajează Virgil Drăghia pentru Alexandru Ionită, însă Alex n-a reușit să intercepționeze această pasă de la coechipierul său. Mingea este mai departe. Alexandru Lazar a încercat să dea un cot recuperând această minge, însă n-a reușit să recupereze pe moment. Șut destul de periculos, practic. Însă în noroc cu Cristian Ignat. Ernst trebuie să-l vadă pe Alex Ionită, trebuie să ridice capul un pic mai mult, trebuie să nu se ia privirea în pământ. Emanuel Ernst, dacă îl vedea pe Alexandru Ionită, practic putea să o taie și scăpa singur vârful nostru pe contraatac. Alexandru Ionită practic a revenit la Rapid, a mai fost în tratative și în anii trecuți, însă transferul său nu se concretizase. Acesta a plecat la UTA, unde a reușit să promoveze echipa, a mai fost la Sportul Snagov, unde a avut o evoluție constant bună. Iese Virgil Drăghia, foarte bine, foarte sigur pe el Virgil Drăghia, practic. Virgil Drăghia, practic, este portarul care a fost la ultima promovare a Rapidului în sezonul 2015-2016 din Liga a doua în Liga a întâi cu antrenorul Dan Alexa. Profesorul sau chirurgul, cum se mai spune, lui Dan Alexa, atunci a reușit promovarea în condiții foarte, foarte grele. În acest moment, practic, lucrurile stau altfel în Liga a doua. Liga a doua este mult mai puternică cu echipe de tradiție, între care numerăm Universitatea Cluj, Petrolul Ploiești și multe alte formații. Mircea Leasă, foarte bine. Antonio Sefer a reușit să paseze cu Mircea Leasă, însă Alexandru Ionită nu l-a văzut pe colegul său și nu a reușit să paseze. Mingea este recuperată de Mitru. Mai departe, Cătălin Hristei. Foarte bine. Bogdan Barbu, Nastos, Rareș Lazar. Rareș Lazar. Mai departe pentru colegul Cristian Ignat. Ignat nu știe ce să facă cu mingea în aceste momente, să paseze în bandă sau să dea pe un culoar central. Ignat din nou. Drăghia practic îi
îndeamnă pe colegii să duce în atac. Bogdan Barbu, Mircea Leasă. Leasă, Leasă, foarte bine, pătrundele Emanuel Ernst. Emanuel Ernst însă iese portarul advers și reține în doi timpi Valentin Jipa. Un pic de sprint îi mai trebuia lui Emanuel Ernst acesta să ajungă în posesia mingii și să marcheze. Practic era singur cu portarul. Avea opțiuni foarte clare, trebuia doar să introducă mingea în poartă. Recuperare, progresul Spartak, jucătorul cu numărul 4, Vlad Alexandrescu. Numărul 44, Alexandru Stroie, din nou. Alexandrescu, mai departe pentru Danila Parfeon. Mai departe, mingea curge, Vlad Alexandrescu, Alexandru Stroie. Jucătorii noștri încearcă să facă un pressing recuperând mingea. Practic adversarii ne-au luat cap de sus în această repriză a doua, deși Rapidul practic conduce pe tabelă și conduce chiar confortabil 1-0 din minutul 41. Noi acum din nou Andrei Drăghia le recomandă colegilor să fie foarte, foarte calmi pentru a se închega relațiile de joc, evident îți trebuie calm. Obligatoriu sunt jucători noi veniți, practic au făcut pregătirea de iarnă și acum îi vedem la al doilea meci amical. Rapidul, după cum bine știți, săptămâna trecută am mai jucat un meci amical în compania celor la Odor Hiu Secuiesc. Victorie clară, 4-1 obținută de giuleșteni. Victorie frumoasă a echipei noastre, de altfel. Bine, Odor Hiu Secuiesc, nefiind o echipă extraordinar de mare, la fel ca și adversara noastră de astăzi, dar totuși este o echipă care poate, de ce nu, să o vedem în câțiva ani, care poate să imită pretenții la promovare, bineînțeles, în Liga a doua și ulterior, poate Liga întâi, dacă reușesc să promoveze succesiv. Antonio Sefer face pressing foarte bine, Rareș Lazar încearcă și el, Alexandru Ioniță. Practic în această repriză a doua, Rapidul dintr-un sistem 4-3-3 am trecut într-o așezare 4-4-2, după cum puteți observa, Emanuel Ernst este atacantul central susținut de Alexandru Ioniță. Pe benzi avem pe Antonio Sefer, respectiv Cătălin Hlistei. Practic este un 4-2-2-2. Bogdan Barbu, mijlocaș defensiv alături de Rareș Lazar. Iată-l pe foarte bine acolo, pasă și offside. Din nefericire, Alexandru Ioniță a introdus mingea în poartă, însă a fost poziția afară din joc. Pasa foarte bună dată de Emanuel Ernst, însă a fost poziția afară din joc. Ioniță reușise să marcheze, însă nu s-a pus golul. Revenim la partidă, scorul în continuare este 0-1 pentru echipa noastră Rapid București în confruntarea cu Progresul Spartak. Vă reamintesc, meci amical. Se mai pregătesc două schimbări la formația gazdă. Recepționăm această minge. Bogdan Barbu, Alexandru Ioniță. Alexandru Ioniță a încercat să treacă de jucătorul cu numărul 4, Vlad Alexandrescu. Mai departe, Mihai Sandu, Marius Dițu. Păi echipierul să o spune clar că vrea diagonală în acest moment. Numărul 25. Foarte bine, Silvian Matei. Mircea Leasă. Foarte bine se descurcă fundașul nostru, Mircea Leasă. Și avem doar aruncare de la margine sau chiar 6 metri. 6 metri avem. Avem repunere din 6 metri. Pentru echipa giuleșteanu. Virgil Drăghia. Mai departe. Foarte bine acolo. Bogdan Barbu coboară foarte mult în avanposturi. Nastos. Își ajută colegul Bogdan Barbu, din nou Nastos. Da, deci iată, noi jucăm în acest moment un 3-4-3, dar din nefericire cred că este un 3-4-2, pentru că noi jucăm în 10 oameni din minutul 35. Centrare foarte bună, însă din nefericire nu se află nimeni la finalizare. Nastos. Foarte bine acolo, revine la învăluire colegul lui. Ia să vedem cine este. Finică, da, Finică cere hand, dacă am văzut eu bine sau știu. Solicită un hand, da, într-adevăr. Nastos, mai departe, Bogdan Barbu, Finică. Finică mai departe pentru colegul său. Nastos, Bogdan Barbu, Rareș Lazar. Practic jucătorii Rapidului o să facă un
puțin efort, pentru că, din câte vă amintesc, Sandru Dandea a luat cartonașul roșu după două cartonașe galbene, în minutul 35, pentru două faulturi. Nastos, Bogdan Barbu cere mingea Mircea Leasă, cere cu disperare chiar mingea, se joacă în continuare. Mihai Ion, centrare, Antonio Sefer, foarte bine, Rareș Lazar și Virgil Drăghia nu are nicio emoție pentru a reține această minge. Mingea este la portarul nostru, Virgil Drăghia, mai departe Nastos, Virgil Drăghia, mai departe pentru Finică a încercat să ajungă mingea, însă din nefericire nu a putut. Două schimbări la echipa gazdă, mai notăm în acest moment. Vom vedea, practic avem numărul 20, Andrei Oaci. Andrei Ohaci și numărul 19 pe tricou, Andrei Purice. Înlocuiți jucătorii cu numărul 27, Cristian Pacionel, și numărul 7, capitanul echipei, Eugen Alexandru. Mingea este recuperată de ai noștri, foarte bine Hlistei, mai departe, faul, se pare, da, este faul, într-adevăr. Din câte am văzut, Alexandru Ioniță a recuperat mingea, da, și obține și faulul. Alexandru Ioniță, un jucător cu experiență la nivelul ligii 1, vă reamintim, a jucat și la FC Köln, în Germania, a face voluntar, astea Târgu Mureș. Mircea Leasă, Virgil Drăghia, Emanuel Ernst, Nastos, Alexandru Ioniță, bună pasă la Ioniță, mai departe primește din nou Ioniță, iată, Alex Ioniță, un vârf veritabil, dar iată că vine foarte mult la construcție, încearcă să-și ajute colegii, foarte frumos din partea lui Alexandru Ioniță, Bogdan Barbu, foarte bine, Alexandru Ioniță, preluarea lui Alexandru Ioniță, centrarea Alex Ioniță, șutul lui Hlistei, incredibil, paradă foarte bună a portarului Valentin Jipa, însă de admirat această construcție pe faza ofensivă a Rapidului, un 1-2 foarte bun între Alexandru Ioniță și Cătălin Hlistei. Notăm de altfel și primul șut, cred că pe spațiul porții, în această repriză a doua al Rapidului în acest moment. Jucătorii echipei gazdă încearcă să mai lege 2-3 pase. Silvian Matei, mai departe, pentru numărul 33, Mihai Sandu, Antonio Sefer se apără în avamposturi, Mircea Leasă la fel de altfel, Antonio Sefer coboară foarte mult, Mircea Leasă respinge, Emanuel Ernst, jucătorul liberian, Emanuel Ernst, foarte bine driblează acest Emanuel Ernst, deci după cum puteți observa, este foarte tehnic, foarte, foarte tehnic. Banderola de capitan al celor la Progresul Spartac după ieșirea capitanului Eugen Alexandru este preluată de numărul 5, Danilă Parfeon. Mai departe Bogdan Barbu, mingea se repune în joc de către Rareș Lazar. Foarte bine. Pasa lui Cristian Ignat. Mai departe Finică. Mingea n-a ieșit, Finică a ținut mingea în joc, însă din nefericire nu era niciun coleg să-l ajute. Bogdan Barbu e acolo în avamposturi, Cătălin Hlistei, Antonio Sefer, foarte bine, Emanuel Ernst, situație de finalizare 1-1 cu portarul ce este lovitură de la colț pentru Rapid București. Din nou notăm o altă ocazie la poarta echipei gazdă, foarte frumos un doiu dintre Emanuel Ernst și Alexandru Ioniță, un triunghi de pase între Hlistei Ioniță și Emanuel Ernst. Lovitură de colț pentru echipa noastră, se pregătește să execute Bogdan Barbu, mai departe Finică centrează foarte bine Antonitos Nastos, Ioniță trage însă în blocaj, Hlistei și să vedem, este lovitură de la 11 metri pentru Rapid în acest moment, pătrundere în careul de 11 metri de către Cătălin Hlistei, lovitură de la 11 metri, cartonaș galben acordat jucătorului cu numărul 25, Silvian Matei, și lovitură de la 11 metri. Avem penalti, deci practic o pătrundere foarte bună în careu a jucătorului nostru. Se pregătește să execute specialistul nostru și golgheter nostru din Liga a doua, Cătălin Hlistei.
Cătălin Hristei față în față cu Valentin Jipa. Cătălin Hristei față în față cu Valentin Jipa pentru golul de 2-0. Hristei se pregătește să execute și gol 2-0 pentru Rapid în acest minut 65. 2-0 pentru formația giuleșteană. Incredibil, execuție sigură a jucătorului nostru. 0-2, vă reamintim, progresul Spartak, Rapid București 0-2 în acest minut 65. Din câte observ, s-a mai făcut o schimbare la Rapid? Nu s-a mai făcut, am făcut toate schimbările am reușit să le facem. 2-0 pentru Rapid, gol reușit de Cătălin Hristei din lovitură de la 11 metri. Mingea este repusă la centru de jucătorii la progresul Spartak. Andrei Purice mai departe pentru Marius Dițu. Progresul, în practic, putem să spunem că a lăsat garda jos în repriza a doua, a văzut că Rapidul este echipa mai bună. Noi am început să contraatacăm și am reușit să marcăm și golul 2 din lovitură de la 11 metri. Gol reușit de Cătălin Hristei câteva minute. Ceva minute mai târziu, în momentul de față, avem 2-0. Și meciul pare să fie în favoarea noastră. Da, Antonio Sefer a încercat să recupereze mingea, însă Emanuel Ernst n-a fost pe fază și este aruncare la margine pentru progresul Spartak, executată de Mihai Sandu. Antonio Toznastos cere sprijinul colegilor la pressing, după cum putem observa, toată echipa Rapidului, practic, mai puțin portarul Gigi Drăghia, se află în careul advers. Rareș Ilie, foarte bine, pentru Cătălin Hristei. Bogdan Barbu schimbă partea de joc, foarte bine. Și acolo Finică, Cătălin Hristei. Cătălin Hristei se pregătește să tragă șut și minge deviată, este lovitură de colț. Un șut foarte bun, da, de Cătălin Hristei în acest moment. Lovitură de colț pentru Rapid. Foarte frumos această fază, din nou. Foarte frumos jucat această fază. Putem să zicem că au legat mai mult de 3 pase succesive jucătorii noștri. În acest moment, Bogdan Barbu se pregătește să centreze, Emanuel Ernst a încercat să marcheze. Antonio Sefer se pregătește să arunce de la margine. Mă scuzați, Antonio Sefer a efectuat și lovitura de colț de mai devreme. Mircea Leasă. Mircea Leasă. Antonitos Nastos. Nastos, da, foarte bine, pentru Cristian Ignat. Iată-l, vine la învăluire Mircea Leasă. Foarte bine, este fault de cartonaș galben, sincer, dacă mă întrebați cu mine. A fost dat peste picioare jucătorului nostru Nastos, Mihai Ion a faultat. Bogdan Barbu, strângere amicală de braț cu colegul său. Deși este adversarii, sunt colegi, totuși, practic același sport, deci... E bine, nu se pune problema, dă vreo răutate sau vreo intenție rea. Nastos se ridică în acest moment. Mircea Leasă, mai departe Ignat. Cristian Ignat, mai departe, vine la primire Bogdan Barbu. Nastos cere să-i se facă culoar lui Alexioniță. Alexioniță, foarte bună pasa. Antonio Sefer, poziție 1-1 cu portarul și este offside din nefericire. Antonio Sefer a încercat să finalizeze, însă a dat peste poartă, oricum poziția era în afară din joc. Foarte bună pasa tăiată de către Alexandru Ioniță pentru Antonio Sefer, însă acesta nu a reușit să prindă cadrul porții cu această fază și să introducă mingea în poartă, însă a fost poziția afară din joc. Revind la partidă, numărul 5, Danila Parfeon. Mai departe, numărul 25, Silvian Matei. Danila Parfeon din nou. Pressing avansat al nostru, iată. Foarte bine Mircea Leasă s-a interpus cu această minge. Bogdan Barbu, se încearcă recuperarea noastră. Antonio Sefer. Și avem aruncare de la margine. Mircea Leasă va repune această minge. Mircea Leasă. Foarte bine Antonio Sefer. Emanuel Ernst. Antonio Sefer. Mircea Leasă. Și lovitură de la margine. Aruncare de la margine, practic. Minge degajată de către echipa gazdă. Antonio Toznatos cere din nou și el la primire.
Emanuel Ernst a încercat o preluare, minge în dificultate pusă de adversar și lovitură, nu este lovitură la colț, aruncat de la margine pentru noi. Mircea Leasa se pregătește să repună mingea, el aruncare de la margine. Leasa repune mingea foarte bine, Antonia Sefer, Mircea Leasa. Foarte bine Bogdan Barbu, Nastos, foarte bine, joacă central, foarte bine Ignat întoarce acasă la Drăghia. Drăghia practic nu a avut ce să apere în această cea de-a doua repriză, pur și simplu a șumat în poartă, simte și el nevoia să joace pase cu coechipierii săi. Mai departe, Finică pentru Hlistei, Finică este practic juniorul Rapidului, a fost promovat la echipă mare de către domnul profesor Mihai Iosif și de Ștefan Grigorie, antrenorul Under 21. Foarte bine. Acum Alexandru Ionuță încearcă să se interpună cu mingea, însă nu a reușit să capete posesia. Aruncare de la margine pentru Rapid. Revin Bogdan Barbu, Cătălin Hlistei, Bogdan Barbu din nou, Emanuel Ernst. Foarte bine procedează acest Emanuel Ernst și poate declanșa contraatacul. Foarte bine Antonio Sefer. Antonio Sefer s-a precipitat ușor, a avut probabil timp de preluare, însă nu l-a ajutat niciun coechipier pentru a putea pasa cu el. Și repunere din colțul care de 6 metri, Valentin Jipa mai departe pentru nimeni altul decât numărul 5, Danila Parfeon. Mai departe, Vlad Alexandrescu. Foarte bine, numărul 19, Andrei Curice. Parfeon accelerează, Danila Parfeon. Mai departe, schimbă partea centrare către nimeni și din nou repunere din colțul care e de 6 metri pentru Rapid, repune Virgil Drăghia, mingea în joc. Virgil Drăghia, mai departe, Nastos. Nastos foarte bine, foarte frumoasă devierea lui Cătălin Hlistei cu călcăiul, însă Alexandru Ionuță nu a fost pe fază să recepționeze această minge. Practic se mai fac niște schimbări la echipa gazdă, foarte multe schimbări în meciurile acestea amicale. Da, foarte multe, se schimbă portarul, Valentin Jipa. Între al treilea portar al celor de la Progresul Spartak. Dacă putem să-i spunem așa. Ne concentrăm mai mult pe seama meciului, în continuare aruncare la margine pentru Rapid. Emanuel Ernst, Alexandru Ioniță. A încercat Emanuel Ernst. Bună pasa, foarte bună chiar. Rareș Lazar, Nastos, Lazar, bun, Mircea Leasă, o pasă bună, Antonio Sefer, foarte bine, mai departe, Cristian Ignat, Nastos, mingea întoarsă acasă pentru portarul Virgil Drăghia, mai departe pentru Rareș Lazar, mai departe Nastos, Rareș Lazar, Mircea Leasă, Nastos, Virgil Drăghia. Practic un joc de posesie. Cred că în această cea de-a doua repriză a fost undeva la 70-30 raportul posesiei mingii pentru Rapid. Oaspeții noștri s-au impus, evident, la capitolul posesiei. Rapidul joacă mult mai închegat, se știu foarte bine, joacă foarte bine echipa giuleșteană. Întâmplător este plasată foarte sus în Liga a doua. Iată, acum Matei Silvian, Silvian Matei, șut. Drăghia încearcă să prindă mingea și reușește să prindă fără mari emoții. Virgil Drăghia îndeamnă la calm pe colegii săi. Nastos. Mai departe pentru Bogdan Barbu, Nastos din nou, Antonio Sefer. Vine să-l ajute Bogdan Barbu, însă preferă să dea pasă cu colegul Andrei Drăghia. Mai departe.
S-a greșit oarecum posesia în acest moment, nu e nicio problemă, recuperăm Antonio Sefer, Nastos, Emanuel Lens este avansat față de Alexandru Ioniță, Mircea Leasă, n-a fost fault acolo, recuperarea jucătorului cu numărul 21, Andrei Matei și ocazie pentru cei de la Progresul Sparta cu Sărburi, Zebrăghia, reținem 2 timp și 3 mișcări. Ocazie foarte bună pentru cei de la Progresul, însă Rapidul până acum a apărut să controleze jocul. Mi se pare și normal, fiind echipa mult mai bună, mult mai experimentată. Emanuel Ernst, o pasă foarte bună dată de colegul Ignat. Foarte bună Emanuel Ernst, însă nu reușește să cure mingea și faultează în atac. Fault în atac, lovitură liberă executată de Vlad Alexandrescu. Mai departe, Mihai Sandu iese la primire acolo, după cum observați, Ionuț Costea. Nu, cu Alexandru Ioniță încearcă un pressing avansat. Din nou, echipa noastră, după cum puteți observa, este într-un pressing foarte, foarte avansat. Toată echipa, practic, este în jumătatea de teren al celor de la Progresul Spartak, mai puțin portarul Virgil Drăghia și, evident, apărătorii Mircea Leasă și Antonio Pejnastos. Foarte bine Leasă. Recuperare bună, Bogdan Barbu. Foarte bine. Finică, Clistei, este faulta, cred, nu? Se lasă lege avantajului acolo, Clistei, Nastos, Barbu, mai departe, Leasă, da, minge ajunge la Leasă, Mircea Leasă, Antonio Sefer, încearcă o pătrundere sau un șut, nu, pasează pentru Emanuel Ernst, însă este offside, poziția afară din joc la jucătorul liberian al nostru, într-adevăr este offside la Emanuel Ernst, o pasă foarte bună dată de Antonio Sefer, un jucător foarte creativ acesta, la fel ca și Emanuel Ernst. Din nou se reia jocul, Progresul Spartak încearcă să joace totul în momentul de față pe cartea atacului, încearcă și să înscrie un gol. Însă echipa noastră stă foarte bine, iese Virgil Drăghia, repune mingea Virgil Drăghia foarte repede, acolo este Cătălin Hristei. Clistei mai departe pentru Rareș Ilie, Bogdan Barbu. Foarte bine încearcă acolo Cristian Ignat. O lumânare practic dată de Ignat. Clistei încearcă să interpună acolo și Barbu însă n-a reușit această fază. Fază de contraatac pentru cei de la Progresul Spartak. Emilio Parfeon, însă n-a fost o ocazie extraordinar de periculoasă. Defensiva noastră a reușit să facă față cu brio acestei provocări. Ignat și Nastos sunt foarte buni apărători, fundași centrali masive ai Rapidului în această a doua repriză. Și avem corner acordat de jucătorul cu numărul 21, Bogdan Barbu. În acest moment putem să spunem că Progresul în repriza a doua nu a înregistrat ocazii mult mai mari decât Rapidul. Rapidul ieșind motând, montată de la vestiar, ocazie pentru Progresul Spartak, minge reținută de Virgil Drăghia cu siguranță. Foarte sigur pe el Virgil Drăghia. Bogdan Barbu, mai departe. Pentru Finică, mai departe Rareș Ilie, foarte bine. Antonitos Nastos. Nastos spune că n-are cu cine să combine în acest moment, deși Rareș Ilie era ușor avansat în fața sa. Mircea Leasă, Emanuel Ernst încearcă să se interpună. Emanuel Ernst are o viteză în plus față de portar, însă n-a reușit să intercepționeze pasa adversarului său. Antonio Sefer încearcă să facă pressing și foarte bine face Antonio Sefer, într-adevăr recuperează Rapidul mingea. Clistei, mai departe, foarte bună ale pasa pentru Alexandru Ioniță. Alexandru Ioniță n-a vrut să joace această minge, probabil știind că este în poziția afară din joc. Acesta nu a jucat mingea. Foarte sus, ia uitați-l pe Rareș Lazar, deci extraordinar, facem un pressing fantastic în această repriză a doua, la fel ca și în prima, de altfel, jucătorii noștri i-au luat de sus pe jucătorii echipei gazdă, este și normal, Rapidul echipa mult mai bună, mult mai montată,
cu jucători puțin mai valoroși sau foarte valoroși față de progresul Spartak, evident. Progresul Spartak, echipa mai inferioară, jucând într-o ligă inferioară, Rapidul, echipa superioară, jucând în Liga a doua. Acum ocazie pentru cei de la Progresul Spartak, o pătrundere în careu, însă am reușit să aglomerăm acolo și degajăm mingea. Minge recuperată de Rareș. Ilie, frate, Rareș Lazar, mă scuzați, Rareș Lazar a recuperat mingea. Foarte bine, Rareș Lazar. Se mai face o schimbare la Progresul Spartak. Iese de pe teren numărul 4, Vlad Alexandrescu. Și este înlocuit de numărul. Imediat vă voi spune și înlocuirea. Înlocuit de numărul 6, Ricardo Cergan. Mircea Leasă. Emanuel Ernst, după cum vedeți, este foarte avansat în avanpostul, un atacant foarte, foarte înalt, care poate să pună pericol orice poartă. Alături de Alexandru Ioniță, un jucător cu experiența lui Ioniță, care ar trebui să-și regăsească forma de altă dată în tricoul Vișiniu. Emanuel Ernst vine la pressing, acolo este Antonio Sefer. Sefer încearcă să nu îl lase pe adversar să combine. Alexandru Ioniță se ține cascaiul de adversar, însă nu reușește să intre în posesie. Foarte bine, capitanul lor, Tânile Parfon. Mai departe combină cu Mihai Sandu, din nou mingea de la Tânile Parfon. Mai departe, numărul 19 pe tricou acum în acest moment. Numărul 2. Dumitru Ion combină foarte bine acum. Cătălin Hlistei, Nastos este acolo, sau nu, Bogdan Barbu, mă scuzați, Rareș Lazar, Finică, mai departe, Nastos, Mircea Leasă. Mircea Leasă nu trebuie să lase mingea să cadă, practic, însă n-a ajuns mingea. Aruncat la margine pentru cei de la Progresul Parta. Mihai Sandu, iată-l pe Antonio Sefer, încearcă recuperarea Antonio Sefer. Rapidul a marcat și cu un om în minus în repriza a doua. Se vede că este echipa superioară în aceste momente și, evident, noi sperăm să obținem promovarea mult dorită în Liga 1. Evident, mult dorită și mult visată de către suporteri și de către conduceri și antrenori și mai ales jucătorii noștri, care evoluează din ce în ce mai bine, se leagă relațiile de joc. Rareș Lazar, din nou Bogdan Barba a încercat să intercepționeze această pasă. Foarte bună pasa. Rareș Lazar se pare că a încercat să-l provoace pe colegul său să provoace Hens. Spune Mircea Leasă, centrare în careul de 16 metri, Nastos. Da, ia să vedem, Nastos are un mic clinch cu adversarul său, însă apele se liniștesc. Nastos îi spune arbitrii ce s-a întâmplat, arbitra îl invită la calm pe jucătorul nostru, Virgil Drăghia. Pune mingea în joc. Virgil Drăghia, Nastos, mai departe, Rareș Lazar. Rareș Lazar pentru Antonio Sefer, recuperează mingea cei de la Progresul. Practic le dăm foarte ușor aceste mingi, nu știu ce se întâmplă cu noi în repriza a doua. În acest moment, practic, am oferit, cred că, vreo două sau trei situații adversarului și apără Drăghia. Foarte bună intervenția portarului nostru, Virgil Drăghia, în raport situație 1 contra 1 cu adversarul său. Virgil Drăghia respinge mingea în corner. Ne aducem aminte de Virgil Drăghia, de parandele lui senzaționale din sezonul de Liga a doua 2015-2016. Un joc foarte bun al portarului nostru, Virgil Andrei Drăghia. Lovitură de colț pentru cei de la Progresul Spartak, centrare în careu, lovitură cu capul respinsă de Cătălin Hlistei. Bogdan Barbu este acolo să recupereze. Bogdan Barbu însă este aruncare la margine tot pentru Progresul. Aruncare la margine pentru Progresul Spartak. Finică încearcă și el să respingă această minge, să degajeze pericolul. Ernst a încercat și el să interpună cu mingea, Emanuel Ernst. Mai departe, Sefer, șut,
însă nu foarte periculos pentru partea lui Drăghia. Și din nou avem au de poartă. Drăghia, Pinică, Barbu, foarte bine. Cristian Ignat era și el acolo la un moment dat. Mircea Leasă încearcă să paseze în continuare Giuleștenii. Fault, da, fault este fault la Antonio Sefer. El a făcat. Jucătorul advers numărul 20 a reușit să-l împingă pe Antonio Sefer, jucătorul nostru, Andrei Oaci. Scuze. Andrei Oaci a încercat și el să faulteze. Mingea este schimbată. Partea de joc, practic, și Rareș Lazar obține un fault. Mai departe, Ignat, Nastos, din nou Bogdan Barbu, Nastos, Andrei Drăghia, Nastos, din nou Drăghia, degajează Virgil Drăghia, portarul nostru. Foarte bună faza de contraatac. Acum încercăm să plecăm cel puțin pe contraatac. Fiind un lung de linie, clar, trebuie să pleci pe contraatac. Alexandru Ionită încearcă să se interpună cu mingea, însă n-a reușit să se interpună. Și final de meci, practic victorie Rapid în fața celor de la Progresul Spartak, scor 2-0. Rămâneți pe aproape, rămâneți pe pagina noastră a clubului. Toate cele bune, să fiți sănătoși! Nu a fost așa.